știu, nu sunt în măsură să hotărăsc nici că nu sunt în comisie. Suntem parte noi din Asociația Capitală Culturală Cluj-Dumitru 21. Există alte orașe care, după părerea mea, au la fel de bune șanse. Timișoara, de exemplu, unde să zicem că dialogul interetnic este mai des de la sine înțeles. După părerea mea, eu am lucrat acum la Teatrul German din Timișoara și am văzut altele, dar Clujul, deci nu trebuie să ne uităm probabil la capitala culturală ca la un merit, ci ca la o posibilitate de a ne ajuta să soluționăm unele probleme existente în societatea noastră, a orașului nostru. S-a vorbit mult în diverse foruri despre segregațiunea comunităților din Cluj pe bază etnică și religioasă și așa mai departe și o serie de alte probleme. Așa, văzând la mari cu un oraș mic din Slovenia, că ei au primit tipul de capitală culturală ca să încerce ca să fie ajutat să soluționeze o mare problemă acolo, care a fost poluarea orașului. Dar, cu toate că în acest punct de vedere, e într-adevăr fabrica aceea care conducea, nu era chiar popșa mică, dar ceva care s-a fost oprită. În schimb, au apărut alte probleme. Unii spun că a fost un fiasco, pentru că sunt 20.000 de șomeri de turismat și așa mai departe. În orice caz, eu am cunoscut-o pe doamna care a inițiat ideea de capitală culturală în 94, doamna Nele Hertling, care a fost o directoare de teatru Hebel de la Berlin. Și atunci am discuție cu ea, într-adevăr, a spus că e un instrument, nu este un merit, adică noi merităm că suntem mai interesanți sau mai buni sau mai ce. Este, de fapt, de capitală culturală avem și nevoie. Și nu e vorba de bani sau nu e vorba, e vorba de această circulație de idei, de oameni care ar putea să... Și dacă asta ar ajuta la o apropiere mai mare în interiorul comunității Clujene, nu vorbesc de dumneavoastră care sunteți aici, și diferențele, de fapt, acest lucru la urmări. Să fie un festival al tuturor clujenilor. Și să aducă la Cluj niște spectacole ale Teatrului European și ale lumii, care n-au mai fost aici în Cluj. Clujul n-a avut ocazia să vadă spectacole în alte țări într-un mod foarte rar, foarte rar, deci într-un mod sistematic. Și cred că este și locul de întâlnire pentru limbajul care ne unește.